A revenit pe micile ecrane Fane și Iulia Vântur. Îl redescoperim pe dirijorul britanic de origine română, Peter Horse Master. Adică Petrică Geambașu, mă, fraților. Noul sezon de Dansez pare mult mai plicticos decât precedentele. Notele secrete nu mai sunt ce erau. Cornel Patrichi. Nu, că nu s-a văzut nimic. Super secret. Stai liniștit că e secret. Okay. Nu se știe nimic, dar acum arată-o. Iar Emilia Popescu are o meserie nouă. Simpatica duduie Emilia Popescu, actoare de profesie. Actuarii? Actuarii, mă, Fănele, actuarii? Să vezi și surpriză îți fac eu când ajungi acasă și îți dau cu dexul și ăla în cap. Simpatica duduie Emilia Popescu, actoare de profesie. Dar cea mai interesantă dezbatere a fost cea despre Lole. Frumos. Mi-a spus Neamărin, ăsta este un fragment din obiceiul Lolelor din Agnita Emilia, să ții minte, obiceiul Lolelor. Am ce înțeles. Sunt Lolele? Obiceiul Lolelor. Ce sunt Lolele? Lolele sunt au deci, un fel de simfonia la Lelelor. Serios, ce sunt Lolele? Sunt vezioarele rolelor. Să ne spună Neamărine. Neamărine, vină tu încoace. Am ajuns să mă ia ăsta cu ce sunt lolele. Lola, ai văzut filmul Lola? Neamărine, vină vreoncoa. Nu, no, acum, vreau să auzim acum. Mă, oamenii ăștia așteaptă o notă. Asta te interesează pe tine, Mihai Petre, ce sunt lolele? X! În tot... Aoleo, n-am un buton aici. Deci Corina e lolă și Edi e lol. Bun, de mâini. Edi e lol. Deci, Ștefane, trebuie să știm și noi ce, ce jurizăm. O lolă. Stai că știe Corina. Spiritele rele. Auzi, fugi. Lolele sunt spiritele rele. Alungă spiritele lolele, nu sunt lolele. Hai că intrăm în niște discuții. Și la final, de emoție că dansează cu Fane, Iuliei Vântura au început să-i tremure mâinile așa de tare încât a scăpat microfonul. Uau, Fani, nu mă mai ține așa strâns în brații, că se uite matrahuha aia ta la televizor. E, din Moga nu-ți faci și griji, l-am închis în cutia de pantofi când am plecat de acasă. Sigur că da. Da, să știi cum, apropo de microfon, tot așa, l-a scăpat și a făcut lui Moga un cucui cât toată freza, să știi, avea. Uite așa cum avea e, freza, era cucui atât. Ce să spun eu, ce rău ești, ia ridică-te să vedem care e diferența, să vadă lumea realitatea. Hai, ridică-te în picioare, hai, hai. Și ridică-te și tu, poftim. Ridică-te, hai să vedem cât poate suntem. Când ai crescut tu așa? E? Ce părere ai? Vezi? E? Altă... Mami, și ia dă-te jos de acolo, ce te mai dai? Hai, hai, dă-te jos, așa e strigat și Iulia lui Moga, dar în alt context. Să știi că noi, de fapt, suntem la fel de înălțime, doar că tu ai picioarele mai lungi.